Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Am invitat în studio o figură de prim plan a culturii românești contemporane, Andrei Pleșu. Stimate domnule Andrei Pleșu, m-am gândit să vă prezint ca un profesionist al înțelepciunii. Sărut mâna, doamnă. Mi-ați acordat un rol imposibil. Cine zice că e înțelept face o primă greșeală de, nu ziceți dumneavoastră, de ordinul înțelepciunii. M-am gândit să vă prezint ca un profesionist al înțelepciunii, pentru că iată ce moto ați ales pentru cartea dumneavoastră de debut, Călătorie în lumea formelor, apărută în 74. Prefața lui Ion Frunzeti începe așa: cititorule, ai în față o carte de început de drum. Aș putea spune, telespectatorule, ai în față o figură într-un fel arhicunoscută, nu? Pentru că între timp lumea a aflat despre dumneavoastră mii de lucruri, începând cu Păltiniș, cu stagiul Noica și terminând cu omleta de la Ministerul de Externe. Da. Imposibilă omletă! Sunt puțin intimidat că luați lucrurile din 1974, de la prima mea carte, o carte cu care eu nu mă mai simt foarte confortabil astăzi. Perfect. Au fost și prieteni care mi-au spus atunci că ar fi bine să nu o public. Și o să-mi pare rău cândva că m-am grăbit. Eu m-am grăbit. Chiar atunci aveați conștiința faptului că multe eseuri chiar atunci nu vă mai reprezentau. Dar ați spus că le includeți în carte ca o suită de chipuri părăsite. Ziceți, chipuri părăsite ale lui Andrei Pleșu. Ei, și iată ce moto ați ales la cartea dumneavoastră, din Cetatea Soarelui, Campanela. Cine se laudă numai cu o singură știință, nu o știe cu adevărat nici pe aceea, nici altele. Și cine este apt numai pentru o singură știință, buchisită din cărți, este inert și mărginit. Într-un fel m-am gândit, citatul ăsta nu contrazice ideea de profesionalism, de specializare, ziceți tot dumneavoastră în altă parte, maniacală, pe o singură porțiune. Lucrul se poate înțelege, da, atunci conjunctural. Eu eram în plină formație, eram student încă și erau unii profesori la facultate care firește își făceau meseria, erau profesioniști și ne explicau că nu trebuie să avem decât un singur țel, specialitatea. Și specialitatea în sensul ei cel mai sever. Strict. Ori natura mea, interesele mele, curiozitățile mele mă împingeau spre o deschidere care nu semăna cu această îngustime și mă făcea să protestez. Vi s-ar fi potrivit renașterea, într-un fel. Dumneavoastră v-ați visa un om al renașterii, tinereții, nu? În general, îi se potrivește mai curând renașterea decât sobrietatea monoculturii. După, da, ce ați studiat istoria artelor, da, v-ați dăruit unor domenii cât se poate de divergente. Cei care te formează, profesorii tăi, vor să te vadă așezat. Firește. Cum vor și părinții să te vadă așezat, cât mai repede la casa ta, cu o fată, da, bună alături și cu și o ce familie. E rău în asta? Nu e rău, da, deloc, dar uneori nu vrei să te grăbești să te așezi așa de, da, repede. Și până nu faci experiența în sens superior a infidelității, nu poți devii fidel decât construind pe o ignoranță, pe o sărăcire. Specializarea este o formă de fidelitate. La unii vine mai devreme, la unii mai târziu. Deci v-ați, da, risipit în ce? Să le reamintim telespectatorilor, risipit în ghilimele. Da. În critica de artă, în eseistică, în filozofie, în diplomație. Putem zice în politică sau nu? În ziaristică. Putem, ați construit, spune, o, da, revistă după, da, 89. Ați construit o școală, da, colegiul Noua Europa. Aș spune că m-am lăsat provocat. Asta ar fi formula care reprezintă, cred, cel mai bine ce am pățit eu. V-ați lăsat provocat? Adică n-am spus nu unor solicitări care au venit din afara mea. Nu le-am căutat întotdeauna. Eu n-am vrut niciodată să fiu ministru. A venit asupra mea o asemenea propunere. Nu, de plăcut nu mi-a plăcut. Nu regret că am făcut experiența asta. Gurile rele zic că v-a plăcut. Păi dacă îmi plăcea, o țineam langa. Făceam ministeriat după ministeriat. Oricum, sunteți Andrei Pleșu, da, ancien, da, ministru, cum s-ar spune. Da, da. Și dumneavoastră v-ați așezat până la urmă risipirea asta în atâtea domenii sub o umbrelă, aș putea zice, din Caragiale, care spunea așa, și vi se potrivește teribil: omul deștept oriunde îl pui e de acolo, iar prostul e prost în toate, dar mai ales în specialitatea lui. Caragiale e întotdeauna perfect. Se poate scoate ceva util din Caragiale în orice subiect. E bun oriunde îl pui. În legătură cu risipirea asta ar fi de spus câteva lucruri. Întâi era vorba de o natură, de o fire curioasă, risipitoare și infidelă, să zicem.
După aia trebuie să spun că au fost și niște împrejurări. Înainte de 89 era foarte greu să-ți găsești o specialitate în care să te exprimi integral. Eu am făcut istoria artei, dar am făcut-o mereu cu senzația că nu mă exprim integral în această profesiune. Dar istoria religiilor nu puteam să fac pentru că nu se putea face, era un domeniu interzis, ca să spun așa. Filozofie n-am crezut că pot face pentru că existau niște exigențe ideologice care mă incomodau și atunci nimic din ceea ce puteam face n-a constituit pentru mine o seducție absolută. Da. După 89 s-a întâmplat altceva. A venit peste noi un tip de istorie în care fiecare de noi am fost solicitați de multe ori în alte direcții decât direcțiile propriei noastre specialități, ca să spun așa. A fost o mică sminteală care ne-a cuprins pe toți, care ținea de euforia libertății și a reformulării propriului destin, dar a fost și o nevoie socială, pentru că eu constat cu oarecare nemulțumire zi de zi că în România nu există atât de mulți specialiști, cum s-a spus la un moment dat, încât sarcinile să se distribuie pe un spațiu larg de oameni. Da. Te trezești că ești bun la toate. Până unde credeți că o să puteți merge așa? Nu știu, dorința mea săptămână de săptămână este ca începând de lunea viitoare să-mi schimb viața. Trăiesc de mai multe zeci de ani cu dorința ca lunea viitoare să-mi schimb viața. Radical sau numai radical, ameliorare? Evident, radical. Să nu mai fac nimic altceva decât ce mă interesează, să nu mai dau interviuri, să nu mai fac nimic care să arate risipire, ci să-mi văd de treabă. Spuneam înainte despre chipurile dumneavoastră părăsite. Să încercăm să redescoperim împreună niște chipuri părăsite ale lui Andrei Pleșu, pe care poate chiar dumneavoastră le-ați uitat. Ce-ar fi să vorbim despre formație, despre Andrei Pleșu de la grădiniță până la Noica? Da. Iată, ce spațiu! Astea sunt lucruri pasionante, mai ales pentru ăla care le-a trăit. Nu știu câte dorește lumea să știe detaliile acestui Bildungsroman. Bildungsroman. Anii de ucenicie ai lui Andrei Pleșu. Ei sunt în continuă desfășurare, țin să precizez, și e bine să păstrăm condiția uceniciei până la capăt, fiindcă altfel murim prea devreme. Cu ce ați începe, domnule Pleșu? Aș începe prin a spune că eram mic și sfrijit, slab. Se Dacă aș fi malițioasă, aș spune incredibil. M-am dezvoltat. Dar nu sunt malițioasă. Dar asta e realitatea. Am poze de la vârste foarte fragede în care am aerul unui înfometat. Nu se poate. Da. Mi se văd coastele. Sunt ca niște fotografii röntgen. Și părinții mei erau până la o vârstă disperați și se părea că am să mor de inaniție. Fiind copil Bucureștiului cu treierați? Nu, din fericire eu n-am copilărit la oraș. Ci? M-am născut la București, dar curând mi-am urmat părinții în afara Bucureștiului, întâi un an, doi la Sinaia. Părinții ce făceau? Taică meu era medic și a fost după facultate, era foarte tânăr, aveau 19 ani când m-am născut. Deci tata încă nici nu studiase medicina. Nu, o studia atunci. O studia, deci student fiind, tata și-a pierdut uzurațiunii și s-a însurat cu cine? Mama, care avea tot 19 ani. Și mama ce făcea? Mama nu făcea nimica. Unde a întâlnit-o tata? Se ducea pe tata. A, nu știu, nu știu. Nu știți unde s-au întâlnit părinții? S-au întâlnit la o petrecere. Și tata era în anul întâi? Era, da, foarte. În ce an se întâmpla acțiunea? Păi în 1947. Deci perioada de euforie de după război, după război a produs între alte iluzii și iluzia unei căsnicii care m-a produs pe mine. O iluzie concretizată fericit. 50 de ani. I-am urmat la Sinaia, unde taică mi-a fost repartizat după facultate. Acolo n-am stat mult și el a fost mai departe repartizat la țară. Cum îl chema pe tata? Radu. Radu Pleșu, Pleșu, da. Și făceam, practica medicina generală? Era chirurg. Chirurg? Ce specializare? Pe vremea aia încă, nici în chirurgie, ca și în istoria artii, nu era atât de riguroasă specie. Făcea de toate. Făcea de nu toate, se poate. Cu opera timpul, tot? Tot, absolut, da. Cu timpul, la țară opera și animale. De la Sinaia, spun, m-am mutat la țară cu ei, pe Valea Buzăului, într-un sat, Pârscov, îi spune. Satul despre care mai târziu am aflat, atunci n-am știut, că e satul unde s-a născut Vasile Voiculescu, poetul. Eu nu știam asta, dar n-aveam nevoie pentru că îmi plăcea grozav acolo și eu cred că am fost marcat de această experiență de copilărie la țară. Care a durat până în ce an? Păi am făcut acolo cursul primar, am venit la București abia în clasa a treia și până atunci am trăit și am învățat și am
m-am identificat cu satul acela în care am copilărit. Știți că Simion Mehedin spunea că ar trebui ca toate școlile primare să fie la țară. Ah, ce frumos! Pentru că la țară, contactul cu natura, cu firescul, cu mirosurile, cu un fel de libertate difuză a mediului în care te miști și a ta înăuntru acestui mediu, sunt experiențe de care nu mai uiți toată viața. Foarte puțini oameni care au copilărit integral la țară devin nevrotici. Cred. De asta iradiază dumneavoastră un aer atât de robust. Eu nu sunt neapărat un solar, am și momentele mele de penumbră, dar în general cred că am o cariură robustă. Și asta este din cauza câtorva mirosuri bine simțite la timpul potrivit, în iarba din spatele curții, în pădure, pe malul apii, în șura din spatele casei și așa mai departe. Dar vă mai amintiți plecarea de la țară? Era un amestec de dramă și de curiozitate, de excitație față de ce urmează. Dramă pentru că părinții mei au hotărât să mă trimite la București, întrucât taică mi-a fost trimis într-un sat după Pârscov, unde nu mai era nici lumină electrică, nici școală, nu mai era nimic, erau încă lupte cu chiaburii pentru colectivizare și acolo pur și simplu n-a putut să mă ia. Iar eu am fost trimis la niște rude din București. Eu de la 9 ani am trăit fără părinții mei, crescut de mătuși și unchi. Asta dă oricărui copil un mic cearcăn de melancolie. Mai bine ca la internat, la rude, nu? Sigur, dar oricum erau niște rude minunate, erau niște unchi, niște mătuși care le datoreze enorm. Dar eram fără părinți la o vârstă când părinții contează imens. Și mă vedeam cu ei doar în vacanță sau când se întâmpla să vină ei în București și m-am format pe acest fundal de frustrare, care dă oricărui copil un fel de maturitate prematură. Când te formezi singuratic și cu senzația că nu ești între ai tăi în mod nemijlocit, ești mai curând bătrânicios, solitar și sumbru. Vai, și acum mă uit, ați ajuns un adult tânăr, jovial, solar. Asta arată că toate teoriile de psihologie și pedagogie care trag concluzii directe, copilărie grea sau tristă, fire maturitate, și maturitate proastă, astea sunt abstracțiuni. Da. Contează făina din care ești făcut și stelele sub care și așa ca stelele sub care te-ai născut. Complicată problema asta cu stelele și cu destinul. Da. Când erați copil și aveați frustrarea asta, tristețea pe care ziceți că o aveați, pe care bănuiesc atunci o conștientizați sau nu? Bănuiesc cum că nu, să nu? O conștientizați? Știam foarte bine că nu... Că trăiesc un lucru care mă apasă și mă dure absența părinților. Și atunci credeați în stele și în viitorul luminos? În stele n-aș spune încă, dar credeam într-un anumit destin personal. E o compensație care apare. Când te vezi într-o poziție neobișnuită, nu? Toți copiii aveau, sau aproape toți, o familie, părinți, o viață obișnuită în sensul ăsta, tu simți în tine excepția. Și asta te poate și zminti, începi să crezi că ești altfel decât ei alți, dar în general nu se întâmplă asta în copilărie. Pur și simplu simți că ai o marcă de un anumit tip și că trebuie să te acomodezi la această condiție specială. Zilele trecute am citit într-un ziar, directorul de acum de la Spiru Haret, mi se pare, spunea dacă vreți să vedeți o fișă matricolă cu note mari, zice, uitați-vă la fișa lui Andrei Pleșu. Deci erați un tocilar? Eram antipatic. Învățam cu îndârjire. De ce? Ce complexe voiați acoperiți învățând cu îndârjire? Veneam de la țară, la București, și trebuia să fiu competitiv. De la clasele alea care făceau în același timp materii diferite, am ajuns într-o clasă care avea 56 de inși. Mi s-a părut ceva insuportabil. Toți erau băieți frumoși, deștepți. Ei, vi se părea dumneavoastră, dacă părea. I-ați vedea eu am acum apărut acolo cu o pălărie verde și cu o îmbrăcăminte neclară. Fistichie. Și știu că aveam complexul celui care a venit de la țară la oraș și vrea să fie și el în rândul lumii. Acum, dacă mă gândesc înapoi, cred că a fost bine pentru mine că nu m-am format lângă părinții mei. De ce? Pentru că am avut în preajma mea la București un unchi care era profesor de liceu și care a fost pentru mine ca prezență formatoare infinit mai important
decât ar fi putut fi din acest punct de vedere părinții mei. Cum îl chema pe acest domn? Îl chema Niculescu, Vladimir Niculescu. Și, și ce meserie avea? Era profesor de limba franceză. Și cu care citeam seară de seară, eu fără să știu întotdeauna foarte bine despre ce e vorba, autorii francezi care îi plăceau lui. Erați venit de la țară, erați la Spirul Haret, da. A trebuit să vă depășiți complexele, nu? Da. Și cum le-ați depășit? Fiind mereu primul? Tocmai eu n-am avut senzația că asta mă rezolvă. Asta o făceam simțind că asta se așteaptă de la mine. Îmi place expresia asta, că asta mă rezolvă. Și în cartea dumneavoastră de început aveți formula asta, a te rezolva pe tine însuți. Am văzut nenumărați oameni importanți de cultură care sunt perfect nerezolvați omenește. Omenește. Sunt suspendați încă într-un proiect care nu-i pune în ordine, care nu le dă umanitatea ultimă. V-ați simțit vreodată ignorat de părinți sau nu? Mama în vacanțe compensa absența? Se străduia să o facă, dar trebuie să vă spun că într-o relație în care începe să conteze imens absența, absența devine deformatoare. Adică încet, încet, eu mă duceam pasionat în vacanță să stau cu ei și pe măsură ce anii treceau, am simțit că apariția mea, chiar dacă ei nu se dau nici ei seama de asta, perturba o ordine în care, pe care și-o refăcuseră fără mine. Orice cuplu își face tabieturile lui, ritmurile lui și așa mai departe. Și dacă e un cuplu plus un copil sau plus 2 sau plus 4, tabieturile astea arată altfel. Dacă e un cuplu fără copii, arată altfel. Ei au început ca un cuplu cu un copil și după ce au împlinit 9 ani, și-au refăcut într-un fel existența ca un cuplu în care copilul era o prezență sezonieră. Și atunci, încet, încet, eu cel puțin am avut senzația că aproape că stingeream în apariția mea niște tabieturi care începuseră să-și aibă soliditatea lor. Dar de unde senzația asta? Sunt convinsă falsă. Dar de ce crezi că e falsă? Apărați părinții, în general, da. Instituția părinții. Da, cred că e părinți. O instituție sacră. Așa trebuie să fie, dar sunt o mulțime de părinți descrie la e cazul părinților mei. Tocmai. Părinții sunt minunați când sunt minunați, dar pot fi, iertați-mă, când eu văd ce procent de copii abandonați există în România de azi, eu nu mai înțeleg cum funcționează azi instituția aceasta sacră de care spuneți. Cum arată o instituție sacră care își lasă produsul la gunoi. Deci apărați într-un univers închis, aveați impresia? Nu? Mama era un om pedant. Dacă eu vroiam să-mi pun muzică, simțeam că pot pica într-un moment nepotrivit. Ceream voie. S-a născut o relație politicoasă. Asta, când între copii și părinți se naște la vârsta de 12 ani o relație de politețe... Nu ia bine. Nu ia ceva bine. Nu ia bine. Adică când copiii spune, pot să îmi pun un disc cu Tom Jones? Și aș prefera să ți-l pui mâine, pentru că acum, tocmai acum am de făcut nu știu ce și nu... Sau... Când apare o relație de tipul ăsta, relația capătă forma altui tip de raport uman decât cel spontan în care părintele, copilul face ce vrea el, părintele îi dă una peste cap și lucrurile se întâmplă sau nu se întâmplă în felul... Păcând eu mă simțeam musafir, domnule, despre sentimentul ăsta e vorba. Pentru că dumneavoastră probabil nu aveați o natură de invadator. Și mai târziu, când ați intrat în niște ministere după 89, da. Unde poate ar fi fost cazul să fiți invadator, așa, probabil da. Și acolo v-ați simțit un musafir? Între timp nu mai eram premiant, doamne, și nu mai eram un copil așa cu minte. În cartea dumneavoastră de debut vorbiți la un moment dat de frivolitatea vanitoasă a gloriei publice. Da. Bineînțeles, o repudiați atunci. O repudiez și acum. Acum o repudiez în cunoștință de cauză. Ați gustat atunci din plin. Era... Așa, o lozincă. Nu cumva era un miraj în subconștient? A, dacă mă psihanalizați, ar putea să găsiți ceva. Sigur, firește, toți avem o impurități de-astea. Și la mine a existat o impuritate, firește, care m-a determinat să accept postura asta. Ați mai rămas același sau v-a schimbat insidios asta? Eu fac iluzia că am rămas același. Eu am senzația că am avut norocul, fiindcă cred că e un noroc, să nu fiu modificat adânc
de aceste ipostaze trecătoare ale vieții mele de după 89? Privirea dumneavoastră asupra speciei umane, ca să zic așa, s-a schimbat? I-ați simțit pe oameni rânjind slugarnic? Sigur. I-ați simțit altfel decât se purtau cu dumneavoastră înainte? Păi ăsta e marele pericol. Da, să se schimbă. Ați devenit mizantrop? Da, să fac oamenii crocodili după experiență din asta. Pentru că am constatat cu tristețe că, aș spune, 95% din cei pe care i-am văzut în aceste posturi au fost până la urmă infectați de această postură care schimba ambianța din jurul lor. Adică, oamenii nu rezistă, domnule. Oamenii după, foarte repede, după ce s-au așezat într-o funcție de tipul ăsta, își pierd cumpătul. Faptul că ei pot da anumite ordine, faptul că sunt tratați, cum spuneți, cu un anumit tip de servilism, începe să li se pară ca ținând de natura lucrurilor, începe să fie resimțit ca un efect al naturii lor excepționale. Singurele oricărui traseu dictatorial. Sigur. Eu constat mereu cu foarte mare tristețe că există în noi o pornire către idolatrie, către portretul enorm, către statuia monumentală, încât noi producem pe bandă dictatori, aș spune. Ați observat că atunci când ai putere de decizie, majoritatea oamenilor din jurul tău îți dau dreptate chiar și când nu ai? Mi s-a întâmplat de multe ori, și la cultură și în externe, să iau decizii greșite și să n-am un feedback, cum se spune acum, prompt, pentru că nimeni n-a îndrăznit să-mi spună mai apăsat că eram în fals. Este una din problemele României de azi. Trist, da. Dar adevărat. Da. Dar ce părere aveți despre profesioniștii aventurii? Aș fi ipocrit dacă aș spune că am un puternic instinct al aventurii. Eu sunt o fire comodă. Nu-mi place să fiu pus în situații inconfortabile și prea noi. Nu-mi place să fiu luat în surprindere. Și nu-mi place să călătoresc în condiții arbitrare, nu-mi place să risc. Dar ce vă place? Plac lucrurile confortabile. Sunt un om cu tabieturi, leneș, îmi place să nu mă mișc. Orice mișcare mi se pare un scandal. Mersul pe jos sau gimnastica sau astea, toate lucrurile astea sunt pentru mine absolut nesănătoase. Cred, pe de altă parte, că lupta cu un gând și miza pe o idee poate fi halucinantă. Tocmai pentru că pentru dumneavoastră cultura înseamnă viață și viața înseamnă cultură, la modul autentic. Și aici aș face o paranteză. Există, am văzut chiar și în unele publicații, o prejudecată a ceea ce înseamnă cultură sau emisiune culturală. Da. Adică acești oameni, când aud emisiune culturală, vor să audă neapărat niște fraze foarte specioase, foarte uscate. Multe de acord nume, cu mine. Multe date și un stil impenetrabil. Exact. Cultura e ceva așa de grav, încât trebuie toată treci lumea la culcare. Să înghețe și să se prefacă că e respectoasă. Ori dumneavoastră și cultura adevărată e cultura asimilată, cultura devenită viață, o cultură sentimentală în fond și un sentiment al culturii. Cultura care nu devine idol. E un caz de idolatrie. Toate lucrurile rele în viață, cred, sunt rezultate dintr-o idolatrie. Adică din zeificarea unei valori care nu este o valoare supremă. Adică iei drept Dumnezeu ceva care nu e chiar Dumnezeu. Când iei cultura drept Dumnezeu, faci un gest idolatru și strici și raporturile tale cu cultura și portretul însuși al culturii. Aș îndrăzni să spun că, de pildă, într-un anumit sens, Constantin Noica era un om pentru care cultura era valoarea supremă. Am avut o discuție cu Mircea Eliade pe tema asta. Și mi-a spus, admit că există religiosul care îi dă supra culturii, dar în epoca noastră religiosul a pălit în asemenea măsură, încât, spunea el, cerul cel mai înalt pe care îl mai vedem noi azi e cultura. Lucrul ăsta, chiar dacă e un fapt, în realitate nu acoperă un adevăr. E grav dacă ajungi să crezi că cerul cel mai înalt cu putință
e cerul lecturilor tale. Există ceruri mai înalte, chiar dacă nu se văd, chiar dacă nu poți intra în comunicare cu ele, și care lucrează asupra ta tocmai pentru că nu poți intra în comunicare cu ele atât de nemijlocit și de nonșalant cum o poți face cu alte valori. Eliade zicea portretul adolescentului miop. Dumneavoastră zice portretul adolescentului cum? Poate era adolescentului crispat, eram un tânăr crispat. Și iertați-mi frivolitatea, cu dragostea cum stăteați. Mă pot sprijini pe niște citate din cartea dumneavoastră, dar nu le mai caut. Ca toți adolescenții, problema avea pentru mine acuitate, firește, atracție și mister și tot ce se cuvine. Mi-aduc aminte că atunci când am crezut prima oară că sunt îndrăgostit, asta arată că eram defect deja, adică aveam, cum spuneam, o maturitate prematură, un stil ușor bătrânicios. Prima oară când am avut senzația că sunt îndrăgostit și că se întâmplă cu mine ceva pe care nu-l pot clasa, m-am văzut umblând într-un dicționar și căutând la cuvântul iubire să văd dacă nu găsesc acolo un răspuns, o soluție, ceva care să mă ajute să clarific împrejurarea. Super. Bineînțeles că n-am găsit nimic, era de o cretinătate absolută. Și nu v-a adus la disperare. Să caut în dicționar. Dar să spune ceva despre riscul livrescului. Dacă te formezi așa ca un premiant cu minte, începi să crezi că toate răspunsurile se găsesc în cărți. Ei, asta este una din marile devieri pe care le poate provoca cultura prost și idolatru practicată. Lucrurile esențiale nu le afli neapărat în cărți, sunt lucruri pe care le afli din cărți, dar în general, într-o situație de viață nemijlocită, dicționarul e nul. Adolescentul crispat Andrei Pleșu a descoperit atunci un lucru interesant care avea să vă urmărească de-a lungul cărților de mai târziu, și anume faptul că cultura nu răspunde până la urmă cum imperativului vieții. Sunt lucruri esențiale pentru o viață de om care, dacă se rezumă la livresc și la ceea ce pot oferi lecturile, sunt netrăite până la capăt și deci nerezolvate. Sunt lucruri pe lume mai înalte decât cultura. Unul din ele e credința, de pildă, ca să vorbesc simplificând, dar spunând lucrurilor pe nume. Și pe urmă, experiențele cruciale ale oricărui destin. Iubirea, suferința, problema morții. Astea sunt lucruri care au, când apar, o acuitate, o forță și un absolut în ele, față de care pagina scrisă e fadă. E fadă, palidă și, cum să spun eu, inconsistentă. Ordinea pe care mi-ați dat-o e axiologică, mi-ați înșiruit lucrurile cu adevărat importante ale unui destin, nu? Credința, ați spus? În planul spiritului, cred că credința este problema esențială, problema raportării tale la Dumnezeu. În planul vieții imediate sunt experiențele cruciale ale vieții. Ați spune iubirea înaintea suferinței sau invers? Da, aș spune așezați înainte, o ordine valorică. Aș spune înainte la orice, pentru că de rezolvarea ei depinde tot restul. Aș risca să o pun și înaintea credinții, pentru că credința până la urmă este una din expresiile posibile ale iubirii, cu condiția să n-avem, când spunem iubire, conotații mentale și sentimentale pe care le avem de obicei. Iubirea e altceva decât amorul. Amorul, decât Maricica s-a înamorat de Nelu. Da. Chiar dacă domnul pareologul, dacă aude emisiunea, se spune, ba nu, asta e iubirea când Maricica se enamorează de Nelu. Da. Nu contez că e și asta, dar pretind că ăsta e de-abia începutul. În orice caz, Nelu și Maricica pot avea prin iubire acces la absolut. Fără să citească, fără să ia diplome, fără nimic. Credeți? Pot avea acces la absolut. Tanța și Costel au acces la absolut? Absolut. Eu zic, Tanța și Costel, când au acces la absolut, devin Mazilu.
Absolutul, da, la care au acces Stanța și Costel ține de Mazilu, domnule Pleșu. Și Mazilu când începe să se îndoiască de Absolut, devine Stanța și Costel. Bun. Deci da, rămăsesem la portretul adolescentului crispat, pe care nu l-am creionat suficient. Eu mă socotez norocos că în anii liceului am avut o galerie de profesori de prima mână. Pe vremea aia în licee, în anii 50, început anilor 60, erau profesori care aveau croială de profesori universitari. Rămași din vechiul regim. Rămași din vechiul regim și unii din ei chiar foști profesori universitari care erau obligați să predea acum la liceu. Invers. Erau fericiți că nu predau la canal. Sigur. În sfârșit și invers, erau și la universitate profesori, ajunși acolo pe nedrept și care n-aveau nici nivel de liceu. Și probabil că de la unghi v-a încolțit ideea să studiați critica de artă sau ardem etapele prea repede? M-am gândit foarte târziu la artă. M-am gândit la literatură, în primul rând, la scris și m-am gândit la actorie, la teatru. La actorie. Copii și Gabriel care... Liceanu știam, da, că a dat admiterea la actorie. Da, era un microb de generație. Ce a spus Constantin Noica în clipa în care a aflat că, domnule, și Liceanu și Pleșu au dat la actorie? Noi nu i-am spus imediat, da, asta. Dar în clipa când, într-o împrejurare oarecare, ne-a venit la îndemână să-i spunem că am dat cândva la actorie, a amuțit. A amuțit și după 5 minute de tăcere perplexă, ne-a spus: vreți să spuneți că voi la 18 ani încă nu știați ce e cultura? Oh, super! Pentru el, faptul că noi la 18 ani am putut avea opțiunea asta, da, echivala cu faptul că noi la acea vârstă încă nu descoperisem adevărata cultură. Vocația culturală. Da. Noi vrem să ne facem actori. Asta era în mintea generației. Histrion. Lui. Histrion. Și da, sigur că era legitimă într-un fel perplexitatea lui, dar asta este. Am trecut prin această ispită și am făcut-o pentru că eram un copil din specia foarte antipatică pe vremea aia, care spunea poezii. Eram, cum vă spuneam, destul de firav, cu ochii negri, mari, cu un aer grav, și dădeam foarte bine ca recitator, așa. Păream un bătrân infantil care spune grav versuri așa, perfect stupide. A mai fost ceva. Când eu am terminat liceul, a apărut o lege care n-a fost valabilă decât un an, din cauza lui Zoe Ceaușescu. Ea a terminat liceul în același an cu mine și atunci a apărut o lege că toți elevii care au avut 10 la bacalaureat și 10 în ultimii 4 ani de liceu pot intra la orice facultate fără examen. Asta ca să-i se ușureze calea Zoe Ceaușescu să intre unde vrea fără examen. Dar în felul ăsta trăgea după ea toată generația, ca să spun așa. Și a apărut, deci, care aveau 10 la bacalaureat, da, și la... și ca medie general la ultimii 4 ani de liceu. Mi se pare o lege absolut rațională. Adică era în locul dumneavoastră, dacă aș ajunge, da, ministru al învățământului, aș reactualiza-o. E de gândit. La ministerul învățământului sau la... Nu știu dacă nu încurajezi în felul ăsta un fel de isteria performa a notelor. Și e rău asta? Să obțin nota cu orice nu preț. E isteria cea mai rea. Nu știu, eu am trăit la un moment dat sub această isterie și n-am amintiri bune și nu cred că mi-a fost neapărat. De ce ați trăit sub isteria asta? Nota vă... Pentru că toți așteptau de la mine să iau nota aia. Și părinții, și unchii, și mătuși. Nu e ca la un aveau sportiv. O ambiție de familie. Eu trebuia să iau note mari. Și le-ați luat? Și le-am luat, dar nu mi-a făcut plăcere să mă lupt pentru asta. Nu-i plăcut să te bați pentru note, e plăcut să bați câmpii, să te... Asta ați descoperit de mai târziu, baterea câmpilor cu grație. Da. Atunci toceați. Să bați câmpilor, firește. Firește. Dar, da, atunci mă străduiam. Cerul cel mai înalt pentru dumneavoastră atunci nu era iubirea cum este astăzi, da, era credința, nu? Nu, nu. Am ajuns relativ târziu la problematica credinței, cred. Când? Pentru că eram în ultimul an de liceu, cred, când o colegă pe care o aveam și care era foarte avansată pe drumul ăsta și într-un fel înalt, nu era vorba de bigotism sau de o religiozitate primitivă sau juvenilă, era vorba de o cultură religioasă și de o anumită calitate sufletească, o chema Floriana Avramescu. Ce carieră avea să facă? Dramatică, n-a intrat, a vrut tocmai din considerente de ordin religios să devină cât mai rapid utilă oamenilor, a făcut o școală
de infirmerie, deși avea înzestrări pentru orice carieră academică, de orice anvergură, a preferat umilitatea unei profesiuni în care ajutorul să conteze mai mult decât orice, ajutorul celuilalt, a avut o sănătate extrem de precară, uzura pe care profesiunea asta a adăugat-o sănătății precare a contat și a murit tânără, la 40 de ani, după o viață foarte, foarte tensionată. Dintre toate figurile de colegi și colege, ea e cea care v-a marcat cel mai mult? A pus o amprentă esențială asupra existenții mele. De ce n-ați încercat să o convingeți să ia o altă cale decât cea pe care a luat-o? Am încercat, însă în momentul acela autoritatea ei asupra mea era mai mare decât a mea asupra ei. Spuneți la un moment dat ceva foarte frumos despre personajele lui Cehov, stepele nesfârșite pe care eroii lui Cehov le poartă pe dinăuntru. Și dumneavoastră cum ați descrie în fond mișcările tectonice prin care a trecut adolescentul crispat? A fost, cum vă spuneam, sentimentul permanent pe care l-am avut de la 9 ani până în adolescența târzie, că sunt într-un anumit vid de afectivitate familială, faptul de a nu fi fost lângă părinți, chiar dacă cei lângă care am crescut au fost foarte afectoși. Ei nu aveau copii? Ei nu aveau copii. Nici unchiul cu... Nici el. Nu pot să spun că am avut, deci, o traumă hotărâtă, acută. Am avut această melancolie însoțitoare și aș spune că toată formația mea a fost lenta ieșire la suprafață a unui Jupiter latent, care la început a fost dominat de un Saturn melancolic. Ziceți că formarea dumneavoastră a fost lentă, cu acumulări lente și fără rupturi spectaculoase? Procesul apariției naturii mele joviale și conviviale dincolo de suprafața asta selenar-saturniană și care s-a petrecut mai ales în anii facultății a fost totuși pentru mine destul de spectaculos. A fost esențial când în anii facultății, prin câteva întâlniri de asemenea, ceea ce era premiantul din mine s-a surpat și gravitatea mea puțin sclerotică s-a muiat și am devenit un om viu. Asta iarăși s-a întâmplat din cauza câtorva întâlniri. Până ajungem la întâlnirile din anii facultății, da, să decupăm momentul în care v-ați pregătit pentru examenul de actorie. Ce v-ați ales? Asta spune mult. Ce repertoriu v-ați ales? M-am lăsat sfătuit și de omul cu care m-am pregătit atunci. Cine? Acum puteți să ne-i spuneți. Constantin Codrescu, cu care eram rudă. Nu foarte apropiat, dar eram rude. Și pe care l-au rugat familia mea, de altfel perplexă de opțiunea mea. Dacă tocmai să un copil ajute, cu 10, da, și nu puteați intra fără examen pentru că era proba de aptitudini. Asta vă spuneam, da, anul ăla special. A fost și o mică vanitate. Mi-am spus, doamne, pot intra la orice facultate fără examen. Singurile unde trebuie să dai examen sunt facultățile unde e nevoie de aptitudini. Conservator? Conservator, unde ai nevoie de un talent anume. Am spus, eu vreau să dau examen și atunci e încă un argument să dau așa cum vroiam la actorie. Am spus un Arghezi, un Blaga, am spus tirada nasului din Cyrano de Bergerac. Interesante opțiuni. Am spus un sonet de Shakespeare pe care îl tradusesem eu și eram foarte mândru că l-am tradus eu. Cred că președinta comisiei era doamna Eugenia Popovici, pe care eu nu-i percepeam foarte bine. Mi-aduc aminte că a trebuit să dansez la un moment dat singur pe scenă și asta și ce ați mi s-a dansat? Părut... Numai, mi se cânta un ritm și eu trebuia să-l... Și vi s-a părut că v-ați simțit ca un urs, cum să spun, cum v-ați simțit? Nu, eram destul de stângaci pentru că singurătatea pe scenă în fața unui public care te măsoară din cap până în picioare nu e comodă. Știu că cineva, o voce din întunericul juriului, mi-a spus: vă rog să ocupați mai mult spațiu. Probabil că eu vreau să rezolv lucrurile într-o variantă mai curând statică. Dar am luat proba. Ați luat proba? Eu am luat, eu puteam să rămân la facultate. Nu se poate. După care a ce v-a făcut urmat... să vă răzgândiți? Demonul ofertei de a intra fără examen oriunde. Mi-am spus, totuși, aș vrea mai mult decât atât. Sigur, îmi place și asta, dar aș vrea
era și o natură teoretică în mine. Și atunci am auzit că există o facultate care se cheamă Istoria Artei. Când ați auzit? După ce dăduseți la actorie? După ce dăduseți, m-am întrebat, m-am uitat pe diverse broșuri, cum apărau admiterea în învățământul superior, am întrebat în dreapta și în stânga, și am aflat că există o facultate care se cheamă Istoria Artei și eu am crezut, până după ce m-am înscris, că asta înseamnă că faci toate artele, teatru, cinematografie, literatură, plastică și așa mai departe. Nu era ideea. Plastica mă interesa cel mai puțin. Și am fost extrem de dezamăgit. M-am înscris acolo, am fost acceptat fără examen. Eram 5 în an, era o facultate la vremea aia foarte exclusivă. Eram 5 studenți. Ca și actoria. Câte locuri erau? 7? Da, cam așa ceva, da. Am fost hiper dezamăgit când am văzut că e vorba de pictură, sculptură, grafică. Eu imaginam că acolo mă întâlnesc cu universul plural artelor. Al tuturor artelor. Credeam că istoria artelor și că asta înseamnă toate. Ori era istoria artei și anume artei plastice și chestia asta de la bun început, mi-a dat senzația unei opțiuni greșite. Eu am traversat facultatea de istoria artei cu senzația că fac facultatea greșită. N-ați terminat șef de promoție? M-am terminat șef de promoție. Deci premiantul nu s-a surpat niciodată. S-a surpat, metabolismul premiantului. Lui Noica i-a plăcut tocmai asta, Noica ne-a mărturisit odată că lui îi plac premianți. Îi plac când vede tineri care arată ca niște premianți, bine frezați, puși pe carte, civilizați, bine crescuți. Era modelul cu care spunea el trebuie început. Chiar indiferent spre ce mergi, e un bun aluat. Premiantul e un bun aluat. Deci la el am avut într-un fel, în primul pas, succes cu portretul ăsta de premiant. Ați reușit să-i convingeți pe băieții dumneavoastră? Știu că aveți doi fii, bine ajungi la vârsta majoratului, dar în timpul în care ei puteau fi încă și erau încă un aluat, ați avut ecou? Ați reușit să-i convingeți că e bine să fie premiant sau nu? Din păcate, tocmai pentru că eu am trăit condiția de premiant cu insatisfacție, m-am sfiit să le induc această exigență. Mi s-a părut că nu trebuie să cer de la ei ceea ce mi s-a cerut mie și m-a făcut nefericit. Și atunci am avut față de ei un comportament foarte lax în privința asta. Nu i-am terorizat, nu le-am impus o cursă contra cronometru. Nu știu dacă am făcut bine. Dialogul meu cu ei e încă în curs, deși ei sunt acum băieți mari amândoi, dar nu sunt încă încheiați, ca să spun așa. Și relația pedagogică cu proprii tăi copii e un mister. Nu poți fi sigur că deții rețeta pedagogiei optime. Fiecare în asemenea măsură o personalitate, încât orice ai face, tot destinul lui iese. E ca în bancul cu fabrica care făcea biciclete, orice pui în ea, tot tank ieșa, pe vremea când fabricile de armament erau. E foarte comodă teoria asta dumneavoastră. Adică părinții care vă ascultă acum zic, pot să-și lase copiii în plata Domnului, că tot nu, ce nu le trebuie să-i lase. Nu, e ca atunci când te tratezi pentru o boală. E bine să te tratezi, dar trebuie să știi tot timpul că până la urmă tratamentul poate să iasă sau poate să nu iasă în funcție de ceva care e greu de definit. La fel și pedagogia pe care o faci mai ales cu copiii tăi. Este undeva miracolul propriei lor ființe care se exprimă până la urmă mai puternic decât... Sigur că este esențial să încerci să le asiguri tot ce e necesar ca dacă în ființa lor apare o nevoie, ea să-și găsească debușeul. Dar nu cred într-un act pedagogic autoritar care introduce pe la un capăt un anumit lucru și e sigur că iese același lucru. Dar eu consider că am devenit mult mai viu în momentul în care, în timpul facultății, coaja asta a căzut și am început să pulsez și să acopăr teritorii de viață care până atunci erau pentru mine strictă literatură. De pildă. Și pentru asta a contat, cum vă spuneam, întâlnirea cu un coleg de facultate, care era însă cu 10 ani mai mare ca mine, care făcuse deja facultatea de teologie, care făcuse și pușcărie și acum făcea istoria artei. Interesant și personaj. Cum îl chema? Marin Tarangul îl chema. Era poet, făcea și publicistică de tot felul și era pentru mine opusul a ceea ce avusesem eu până atunci ca model. Era extrem de cultivat, era un
abil cititor de filozofie și de mistică, dar în același timp avea în el sâmburile dezordinii, al haosului. Era un om care cultiva frivolitatea în modalități, aș spune, isterice. Adică, care, nu ne faceți prea curioși. Un om care m-a introdus în nocturnul vieții studențești și în nocturnul naturii omului. Până atunci eram destul de vreme acasă. De vreme acasă și crispat. Și crispat. Am făcut explozie. De ce făcuse pușcărie? Politică. Cu ce ocazie? Spusese glume politice, cum se făcea politic, cum se făcea pușcărie în anii 60, când nu trebuia să faci aproape nimic. Ce s-a ales de prietenul dumneavoastră care vă fascina în studenție, Marin Tarangul? Emigrat, încă din timpul comunismului, s-a instalat la Paris, a făcut două doctorate acolo, a scris în continuare eseuri, publicistică, lucruri foarte serioase, câteva au apărut în România. Și din ce a trăit, din ce trăiește la Paris? Expediente, niciodată instalat, întotdeauna... Ce gen de slujbe? Nu știu, a fost la un moment dat paznic de noapte, fiindcă avea timp în felul ăsta ziua să-și facă studiile și să... Și noaptea să citească. Da, da. Cred că ați fost fascinat la Marin Tarangul de experiența de viață. Acest om știa ce e viața, nu numai ce e buchea cărții, nu? Sigur că da, trăia foarte intens, ardea lumânarea la ambele capete, cum se spune, și m-a făcut părtaș. Pentru formarea unui om sunt esențiale întâlnirile. Dacă nu ești atent, ratezi aceste întâlniri. Deci trebuie să fii atent tot timpul, trebuie să privești tot timpul în jurul tău, conștient că de peste tot ți se fac oferte de destin. Interesant, oferte de destin. Și că dacă le ratezi, ceva din tine se pierde irreversibil. Nu revine a doua oară o șansă care ți se oferă. Dacă ratezi cele 3-4 întâlniri esențiale ale vieții tale, un mare profesor, o mare iubire, un prilej, nu neapărat un om, poți fi un prilej. Dacă ratezi acel prilej, te pierzi ca o cometă pe o orbită marginală. E, asta, sigur că nu se poate cuantifica, trebuie să fii atent, trebuie să fii mereu deschis spre lume. Cu ochii spre lume și spre nelumea din dărătul ei, spre destin, spre ceea ce constituie rostul tău nevăzut. Și de fapt deschis nu cu ochii, ci cu sufletul, nu? Da, da, disponibil, să fii disponibil. Credeți că disponibilitatea asta un om și-o poate păstra până când? Teoretic. Teoretic până la moarte și așa ar fi bine. Din păcate... statistic vorbind, această disponibilitate devine anchiloză, scleroză, foarte devreme. Părerea mea este că foarte mulți oameni, nu vreau să spun cei mai mulți, sunt lichidați la jumătatea vieții. Și cum? Terminați. Și terminați înseamnă adică cum? Adică nu mai sunt disponibili, nu fac decât să se repete pe ei înșiși. Suflete moarte? Dacă ar fi vorba numai de suflete, încă n-ar fi grav. Și suflete. Adică oameni care intră în repetiție, care intră într-o convenție, într-un rol și într-o nu mai rutină. Pot ieși din el. Și care nici nu mai gândesc mai mult decât au gândit deja, nici nu mai îndrăznesc mai mult decât au îndrăznit deja. Credeți că un profesionist de înaltă clasă, un om extrem de bun în meseria lui, poate fi mortificat? Dar ei se mortifică mai repede, ăștia profesioniști. Nu se poate. Acum ce faceți? Pledați? Specialiștii sunt morți deja de în primul an de specialitate. Am întâlnit un mare profesor în Anglia, Ernst Gombrich, care a fost tradus și la noi, istoric de artă, care era un mare specialist, dar un specialist cu o specialitate extrem de deschisă. Și că mi-a spus, doamne, când devii prizonierul unei specialități foarte înguste, la un moment dat nu mai știi ce întrebări să-ți pui. Ai numai răspunsuri. Un specialist e cineva la limită care nu mai are despre domeniul lui decât răspunsuri. Și întrebările și le formulează tot ca răspunsuri. Știe. Știe. Ce e un specialist? Unul care știe. Și nu știe. Știe multe lucruri despre un domeniu mic, cum se spune, da. Aș adăuga la citatul din Caragiale și din Campanella o vorba lui Edgar Papu, Dumnezeu să-l ierte, care spunea, dom'le, cine spune știu puțin, dar bine, bate câmpii. Dacă știi puțin, nu poți să știi bine. Când știi puțin și bine,
ești, cum să spun, ești sufocat de propria ta competență. Nimic nu mai vibrează în tine, nimic nu mai are frisonul unei neliniști, al unei dubiu și așa mai departe. Ești ăla pe care apeși cap un buton și el livrează specialitatea. Deci dumneavoastră pledați pentru profesionistul cu deschidere spre... Pledezi pentru omul care știe bine meseria lui, dar care, tocmai pentru că o știe bine, simte nevoia să facă un tur de orizont zilnic și să-și așeze meșteșugul într-un context intelectual și existențial foarte larg. Eu sunt disperat când văd în toate meseriile că lipsesc mari profesioniști, tehnicieni, un tâmplar care să facă perfect meseria lui. E greu de găsit. Foarte greu. Legător, eu caut legător, de două luni caut un legător să-mi lege niște cărți. Vin doi legători de cărți, un legător de cărți excepțional, dar care nu își pune întrebări, care un om limitat și cu opțiuni mizerabile în plan moral și politic, să zicem, din punctul dumneavoastră de vedere, dar știți că e cel mai bun legător și un legător care e pe locul 2, dar care e o minune de om, ce legător alegeți? Da, e bună întrebarea asta. Asta cu politica nu m-ar interesa, adică acum dacă ține cu cine... Atunci cu stelele, vine un legător care are simțul cosmicului. Nu cred că cosmicului. Dacă e un legător... Am întâlnit câțiva legători extraordinari în viață, 2 sau 3. Nu, lăsați-i pe ea, din ăștia 2 pe cine ați alege? Care erau foarte buni pentru că toți citeau și cărțile pe care le legau. Legătorul pasionat este un om de carte. Și nu cred că poate fi un bun legător, tehnic vorbind, cineva care crede că cărțile sunt avioane. Spuneați mai înainte că trebuie mereu să fii deschis spre ofertele de destin. Da. Ofertele de destin. Da. Sună așa între sublim și ridicol, știți, ca la mica publicitate, oferte de destin. Și vă întreb, ați ratat vreo ofertă de destin? E o întrebare grea. Cu această întrebare trebuie să trăiască un om normal, după părerea mea. Am ratat ceva? Ce ar putea fi lucru pe care l-am ratat? Cu siguranță că ofertele astea de destin apar de multe ori în forme care nu sunt imediat recognoscibile. Asta e pariul lor. Ele trebuie ghicite, trebuie identificate ca atare ca să poată să aibă un rol. Dar nu credeți că noi... În momentul în care nu le recunoști ca oferte de destin, ele se dizolvă. Dar nu credeți că noi, prin imaginație, ne creăm propriile oferte de destin și că, de fapt, poate noi suntem artizanii ofertelor? Este posibil și asta, dar, în general, ofertele autentice de destin sunt cele care ne lovesc în plex fără să ne fi gândit vreodată că vor veni asupra noastră. Când asupra ta vine ceva neprogramat, neanticipat, neașteptat, atunci poți fi sigur că ți se face un semn. Când lucrul vine la capătul unei construcții interioare, eventual bovarice, e vorba de o iluzie. Dar uneori ești lovit în creștet de ceva care în mod clar nu făcea parte din strategia ta de viață, care e o noutate absolută și poți fi sigur că în general acea noutate absolută te privește. Ați spus bovaric și mi-a plăcut în eseurile astea ideea de a o compara pe Madame Bovary cu Don Quixote, de fapt bovarismul cu Don Quixotismul. V-ați simțit uneori, mai un bărbat poate fi bovaric? Sigur că da. Doamna Bovary... Era Flaubert. Sigur că da. Ne-o luați și pe doamna Bovary, domnule Pleșu. Nu, vă dăruiesc și pe Flaubert. Și pe Don Quixote. Bovarismul e un fenomen ambigen. Sunt firește nenumărați bărbați bovarici. Și aș spune că bovarismul la bărbați sună mult mai prost. Lamentabil. Sună mai prost, pentru că bărbații în general n-au imaginație. În timp ce Don Quixotismul la femei sună grozav. Mă întreb. Nu. Nu? Nu sună bine. De ce? Bătălia cu morile de vânt? Mie nu sună bine nici bătălia cu morile de vânt la Don Quixote. Nu? Don Quixote nu e personajul meu preferat. Nu? Romanul lui Cervantes e o carte extraordinară. Nu, dar personajul și-a omorât romancierul. E un personaj care și-a câștigat independența. Adevărat, eu nu sunt foarte sensibil la Don Quixote. Nu mi se pare o calificare înaltă faptul de a delira. Asta spune mult despre dumneavoastră. Da. Sunt Sancho Panza. Oh! Da.
mi-e mai simpatic. Spiritul Sancho Panza. Nu, eu nu sunt, din păcate, nu sunt o fire vizionară, eu n-am experiențe paranormale. N-ați văzut niciun înger, niciodată. Nu văd îngeri, nu am viziuni, nu am trăiri la limită. Sancho Panza. Da, Sancho Panza e un om făcut numai din pământ, zodia Fecioarei de asemenea. Am simțit că ori de câte ori discutăm despre Dumnezeu sau despre religie în general, despre credință, n-avem în vedere decât cei doi poli care intră imediat pe linie de bun simț în discuție. Eu, omul, credinciosul și cerul. Și Dumnezeu. Ori între om și Dumnezeu există o infinitate de obstacole. Trepte. Obstacole, aș spune. De obstacole, dar care sunt și trepte. Există lumile intermediare. Există oștirile cerești. Și Sancho Panza nu riscă să se împotmolească într-o lume intermediară și să n-ajungă niciodată? Cum să nu? Dar vreau să spun că există între om și Dumnezeu o mulțime de lumi pe care noi le neglijăm. Și lumile astea sunt mai aproape de noi. Îngerul nostru păzitor, el avem în ceafă, în artela jugulară, cum spune un text arab. Pe umăr? L-avem peste tot. Și nu luăm notă de existența lui, pentru că suntem cu ochii ațintiți pe figura supremă. Ori drumul spre figura supremă trece neapărat prin conversația noastră cu figurile intermediare. Dar când mergeți pe stradă, nu vedeți atâția oameni cărora se vede limpede că le lipsește aura, care nu duc niciun înger pe umăr? Sunt unii care duc pe umăr un înger melancolic, un înger frustrat, un înger nehrănit. Îngerul cineva care trebuie hrănit. Cu ce? Cu toată capacitatea ta de dăruire și de investiție sufletească. Există oameni care duc în spate un înger anemic. Dar oameni fără îngeri nu există. Spuneați la un moment dat, experimentarea fericirii ca unică țintă a culturii adevărate. Dacă nu avem în permanență și exigența unei reușite existențiale, o pură reușită culturală e o falsă reușită. Cum vedeți astăzi, în momentul în care vă aflați astăzi, problema fericirii? Fericirea nu se obține când mergi grămadă spre ea. Așa cum atunci când vrei să vezi anumite stele, dacă te uiți direct la ele, le pierzi din ochi și dacă te uiți un pic alături, ele sclipesc undeva la marginea câmpului tău vizual. La fel și fericirea, dacă te ocupi obsesiv de ea, dacă mergi strict spre ceea ce ți se pare că este țelul fericit al vieții tale, ratezi. Eu am reușit să fiu fericit de câte ori am uitat de problema fericirii și de câte ori am uitat de mine chiar. De câte ori frumos. Am fost confiscat de un om, de o idee, de o carte, de o cauză, de o împrejurare oarecare, am fost fericit și de câte ori am avut ca obiectiv fericirea, eșec am devenit total. Plicticos și deprimat. Fiecare are rețeta lui, graficul lui, substanța lui de viață și aia e materia prima fericirii. Unul face ca să fie fericit cozonaci, altul face fursecuri, altul face cârnăcior oltenești. Și dumneavoastră? Există fericiri. Eu mă las gătit, ca să spun așa. Mie îmi place să intru în rețeta unui lucru care să mă depășească. Nu-mi place să mă gătesc pe mine, nu-mi place să fac din mine un fel de mâncare prezentabilă. Îmi place să fiu absorbit, mâncat într-o fericire care să nu fie doar a mea. Dacă e doar fericirea mea, mă plictisesc repede. Un om de care realitatea trage atât de brutal și de hotărât, cum trage la ora asta de dumneavoastră, credeți că în stepele din sufletul dumneavoastră mai e loc pentru, ce spuneați, deschidere, disponibilitate? Da. Nu știu, dar am un semn pe care înclin să-l socotesc un semn bun. Trec într-un fel de criză de identitate. Și anume, luat repede, nu știu exact unde mă aflu și ce am de făcut și cine sunt. Am avut atât de multe întrebuințări, încât am senzația că trebuie să mă regăsesc. Înseamnă că e încă în mine ceva proaspăt și ceva modelabil.